Și haideți să vedem o altă problemă. Problema numărul 2. Fie ABCD, A prin B prin C prin T prin un paralelepiped dreptunghic. Avem în acest paralelepiped dreptunghic AB ca fiind de 8 cm, iar aceasta va fi lungimea paralelepipedului. De asemenea, avem BC ca fiind 6 cm, aceasta va fi lățimea paralelepipedului, iar AA prin ca fiind 4 cm este înălțimea acestui paralel.